Bun găsit, om drag! Numele meu este Claudia Voci și îți spun bun venit la o nouă emisiune de la Materie la Suflet. Astăzi, împreună cu invitatul meu special, Constantin Barbu, vom face încă un pas în călătoria de la Materie la Suflet și vom afla despre cum sunt folosite tehnologiile cash în diverse aplicații. Bun venit, Constantin! Bună, Maria! Mulțumesc că ai acceptat din nou invitația. Despre ce ne vorbești astăzi? Astăzi o să intrăm în domeniul practic al tehnologiei cash, tehnologie spațială, și o să învățăm cum se face acest dispozitiv pe care tot l-am arătat în fiecare emisiune și o să-l mai arăt. Dispozitivul Minima Grav Wireless, un dispozitiv care nu se conectează la rețeaua electrică, un dispozitiv fără fir. Sper să fie o emisiune interesantă, sper ca telespectatorii să fi urmărit emisiunea de la Nano la GANS, pentru că acolo am predat metodele prin care se pot produce aceste gaze nano, gaze în stare nano. Și dacă aveți aceste GANS-uri, cum se numesc, dacă aveți aceste gaze nano, gazele de bază, atunci cu celelalte elemente pe care le-am pregătit se poate realiza dispozitivul minimal grav. Aș vrea să le reamintim celor care ne urmăresc că pot vedea emisiunile în reluare pe canalul de YouTube Capital TV. Deci dacă nu ați urmărit emisiunea despre realizarea gansurilor, o puteți găsi pe canalul de YouTube. Desigur, pot să intre și pe site-ul Plasma România, unde informațiile sunt promovate pe capitole, și atunci chiar pot să vă urmărească aceste emisiuni în totalitate. Suntem, cred că am depășit 20 de emisiuni la Capital TV din 2021 până în prezent. Mulțumim echipei de la Capital TV care ne dă posibilitatea să prezentăm în premieră, în exclusivitate, aceste informații care n-au mai fost prezentate în mediul de televiziune. Informațiile de construcție exact cu toate detaliile sunt deja făcute publice de la 1 iulie pe canalele noastre de promovare și credem că această emisiune o să fie urmărită de foarte mulți oameni, pentru că este foarte simplu de acum încolo să avem acces la cunoaștere. Prin Capital TV se pot urmări aceste emisiuni pas cu pas. Se poate face mai mult studiu individual pe partea teoretică, să asculte aceste workshop-uri, aceste ateliere cu domnul Cash. Sunt și ateliere traduse deja pe YouTube, doar intenția contează și interesul, pentru că noi oferim, punem la dispoziție această cunoaștere și credem că foarte mulți oameni de acum încolo se pot conecta cu această tehnologie. Da, noi îți mulțumim pentru că împărtășești cu noi aici și cu cei care ne ascultă toată această cunoaștere. Da. Spune-ne puțin cum a început acest proiect de cercetare al antenei MAGRAV despre care urmează să ne povestești. Îi rog pe telespectatori sau pe cei care o să vadă această emisiune să închidă ochii, poate nu este nevoie să urmărească absolut nimic, doar să se conecteze cu această informație. Tot ceea ce o să prezint este practic un cadou pe care noi l-am primit și continuăm să primim cadouri de la Divinitate prin domnul Cash, prin Fundația Cash, prin asociația noastră, prin fiecare membru al grupului nostru, a comunității noastre plasmatice, care a susținut și susțin în continuare proiectele noastre de cercetare. Suntem recunoscători că domnul Cash a avut această misiune de a ne introduce în știința câmpurilor universale, pentru că totul pleacă din raze magnetice, totul pleacă din câmpuri magnetice și gravitaționale, iar dacă știm să manipulăm, să ne jucăm cu aceste câmpuri, practic nu putem să suferim, nu putem să ne plângem de ceva, pentru că știința aceasta se aplică în foarte multe domenii. Noi am început această cercetare cu domnul Cash, am studiat foarte mult, am aplicat, am avut rezultate
și am învățat să utilizăm aceste gansuri în diferite domenii. Iar în 2021 am primit o informație de la o persoană care, o colegă care face channeling, și mi s-a spus că o să fiu implicat într-un proiect, un proiect mare de cercetare pe tema de energie. Eu eram deja în acel moment implicat într-un proiect în care realizam mai multe baterii plasmatice. Există și o modalitate de a scoate curent dintr-o priză în care nu trece curent. Este cumva un nonsens, dar este multă înțelegere acolo. Și comunicând în spațiu privat cu mai multe persoane despre cercetări în diferite proiecte, am fost contactat de George Grivețeanu, care este managerul nostru pe proiecte în Asociația Științifică Plasma România, care împreună cu sora lui au ajuns prin diferite practici, li s-a activat misiunea să comunice cu divinitatea. Și bineînțeles că pentru mine este un lucru absolut normal să comunic astfel de informații cu oameni pe zona de paranormal, de energii subtile, nu este nimic întâmplător. Și le-am transmis, dacă există posibilitatea și dacă conexiunea este foarte clară și sunt intențiile benefice, să găsească modalitatea de a face cumva o legătură între divin și fizicalitate, prin care noi să primim, învățând atâtea tehnologii, pentru că ne ocupăm cu mai multe decât tehnologia cash, să încercăm să vedem dacă din cunoașterea pe care noi o avem putem să materializăm aici un proiect benefic. Și i-am lăsat câteva luni de zile, nu s-a mai întâmplat nimic, până când la sfârșitul lunii noiembrie George împreună cu sora lui, Valentina, au decis să comunice cu divinitatea, dar au invitat și alte persoane, alți căutători de cunoaștere, foarte deschis, au participat zeci de persoane participau la aceste întâlniri pentru a afla mai multe informații diferite despre ei, despre misiunea sufletului lor și așa mai departe. Și la sfârșitul lunii noiembrie, parcă dacă mi-aduc aminte, în 2021, George mi-a zis: ne întâlnim în seara asta, trebuie neapărat să fii și tu prezent pe Zoom. Am fost și eu prezent pe Zoom și în acel moment se descărcau informațiile despre un proiect de mediu, așa a început. Ceea ce prezentăm noi este un proiect de energie. Mai există încă un proiect în asociație la care încercăm să strângem fonduri pentru un sistem de antene, de 4 antene în domeniul mediului înconjurător, să echilibrăm atmosfera, să nu mai avem secetă și așa mai departe, pe o rază de 45 de kilometri. Și în momentul în care eram în acele zoom-uri cu, se puneau întrebări, în momentul de channeling, adică de conexiune de la sufletul Valentinei la divinitate, m-au luat în primire, ca să zic așa, și mi s-a spus clar care s-a dezvăluit practic misiunea mea care este pe pământ, și le-a fost transmis celor prezenți că aceste proiecte să vină în coordonarea mea și ca eu să fiu ajutat, pentru că ceea ce fac eu ca și misiune aduce beneficii umanității, omenirii. În acel moment s-au pus anumite întrebări și am hotărât ca din proiectul de mediu să, eu fiind implicat în proiectul de energie, cunoscând foarte multe aspecte în proiectul de mediu cu tehnologia cash, am hotărât să îmi pun intenția să primim un proiect de energie. Dacă avem energie, m-am gândit eu, putem să alimentăm, de exemplu, și stațiile de fertilizare, stațiile, deci putem să avem energie pentru pompele care udă în pământ. Mă gândeam pe partea de mediu că echilibrăm și partea de agricultură. S-au făcut mai multe astfel de întâlniri cu Valentina. Proiectele, s-a format un grup restrâns de persoane care noi aveam încredere și au fost informații care n-au mai ajuns la public, pentru că
În unele din comunicări ni s-au transmis clar că anumite informații despre proiectul de energie nu trebuie să ajungă, pentru că la aceste întâlniri participau și, să zic așa, persoane care nu aveau aceeași intenție ca și noi. Tocmai de aceea noi ne separăm prin intenții și la nivel energetic, amprenta noastră energetică se cunoaște. Se accesează, se știe și nu putem fi mințiți, decât în planul fizic poate cineva să ne spună o minciună. La nivel energetic noi știm că acea persoană nu are aceleași intenții ca și noi și atunci ușor, ușor începem să avem alte înțelegeri. Au plecat câțiva colegi și au venit mai mulți oameni. Am restrâns până luna februarie, am strâns toate informațiile despre cele două proiecte și am început să facem un apel la donație. Aici a fost partea în care asociația noastră și-a asumat acest proiect, pentru că donațiile le-am primit și le primim în continuare în conturile de lei și de euro ale asociației și am justificat fiecare bănuț cu materialele care au fost cumpărate și în momentul în care nu am mai avut bani a trebuit să facem apel la comunitatea noastră, care le mulțumesc pe această cale tuturor oamenilor care au transmis o intenție bună de manifestare, poate n-au donat bani, dar au transmis acolo o intenție de manifestare, au avut și au încredere în continuare în misiunea noastră și astfel am reușit să strângem, cred că 15.000 de euro, chiar 20.000 de euro în decursul unui an întreg, pentru că am început să cumpărăm materiale și pentru antenele de mediu și pentru proiectul de energie. La un moment dat ne-am blocat și suntem în continuare blocați cu proiectul de mediu din cauza unor materiale care se găsesc în afara țării și costă undeva la 4-5.000 de euro să le aducem în țară, se fac special pentru noi. Sunt niște magneți speciali sau sunt niște table care de zinc, de exemplu, de anumită dimensiune care nu se găsesc. Colegii noștri am încercat să facem o lingotieră, am încercat să facem noi și încercăm în continuare să producem noi acele table speciale de zinc. Și din cauza pentru că nu mai avem finanțare pentru acel proiect, am stagnat cu acest proiect de mediu și am zis hai să ne ocupăm cu proiectul de energie pentru că este mult mai rapid de făcut. Și până am strâns în luna mai am început să strângem bani pentru proiectul de mediu și a durat până în luna decembrie, adunat, deci cam 6 luni de zile. Iar toate aceste echipa de construcție a fost formată din George Grivețeanu. Am avut ajutor pe parte de, au fost foarte multe materiale de cumpărat pentru cele două proiecte și ne-au ajutat o familie din județul Giurgiu, din comuna Joița, familia Grosu, Daniel și Ramona. Daniel foarte bun pe partea tehnică, Ramona foarte bună, foarte bună pe achiziții și practic am făcut Valentina, Ramona, două fete, eu cu George pe partea tehnică și cu Daniel. Cinci oameni am reușit să, o mână de oameni am reușit să aducem la manifestare antena, generator, magrav, independent, wireless, cum se numește ea în mod oficial. Wow! Pentru mine e impresionantă povestea. La un moment dat chiar mi s-a făcut piele de găină așa când am auzit cum a venit practic către voi comunicarea acestui proiect și e clar că e voința divină acolo. Asta am spus și noi, planul divin se manifestă, mulți oameni au crezut în noi, asta a fost practic examenul comunității noastre, degeaba avem noi idei, dacă aceste idei nu le aducem la manifestare pentru toată omenirea. Și ăsta a fost secretul, unul din secrete, pentru că oamenii au rezonat cu noi și ne-au ajutat și ne ajută în continuare, pentru că, uitați, prezentăm la emisiune după un an de zile, pot să zic, după un an de zile, noi prezentăm în direct această emisiune care probabil o să fie tradusă cu ajutorul motoarelor de traducere și în alte limbi pe YouTube și cum avem colegi în Vietnam, în Mexic, în state, în Germania, în Brazilia, peste tot oamenii vor să urmărească această emisiune probabil și o să vadă cum se construiește acest dispozitiv minim agrav de acum încolo. Wow, da. Știu că antena deja funcționează. Aici, da,
aici a fost, au venit practic surprizele, da, cu antena, ca noi să creăm antena cea mai mare, cel mai mare impas care l-am avut a fost să creăm această sticlă specială. Am un mic ciob și aici. Această sticlă specială, când mi s-au predat tehnologiile, mi s-a predat și antena, mi s-a predat tehnologia de a produce sticlă specială GANS și tehnologia de a produce minimagravuri și alte dispozitive tot din această gamă de minimagravuri. Deci am... Scuze-mă că te întrerup puțin. Spui când mi s-a predat. Vi s-a predat de către cineva, o persoană, sau a venit tot pe cale divină? Totul este pe cale divină. Nu, tehnologia am învățat-o de la domnul Cheș, nu am inventat nimic, asta să se înțeleagă clar. Tot ce s-a creat de la antenă la minimagravuri stă la baza patentului care este deschis de domnul Cheș din 2007, cred, și este patentat la nivel european. Deci noi practic cu tehnologia pe care am învățat să facem inovații. Am dezvoltat această tehnologie, dar nu suntem inventatori, pentru că noi la baza acestei antene avem gansuri. Nu putem să facem antena dacă noi nu învățăm să facem aceste gansuri. Asta este înțelegerea, ca oamenii să știe că n-am inventat noi roata a fost deja inventată. Iar când spunem noi, am primit prin structurile noastre energetice, în special, v-am zis, din la Valentina, am primit foarte multe informații, dar ușor, ușor am ajuns și noi la anumite înțelegeri și la anumite conexiuni, oricum erau, da? Dar acum să zicem că s-au mai împuternicit, avem de la un cablu de electricitate, acum avem o fibră optică și în momentele în care nu știam să facem anumite elemente, era nevoie să ne punem și noi mintea la contribuție și cunoașterea noastră, a trebuit să medităm, a trebuit să stăm liniștiți, a trebuit să ne punem întrebări și a trebuit să facem multe teste. Ca să realizăm această antenă, am realizat un cuptor de sticlă special și mulțumesc colegilor de la sticlăria din București, de pe Viilor, țin să mulțumesc domnului Vasile Pușcălău, care a creat un meseriaș de la Institutul de Cercetare a Sticlei. Nu vă gândiți că am luat, foarte mulți oameni au venit în ajutor. Aveam o problemă, nu găseam un anumit element. Foarte mulți oameni se activau în toată țara, oamenii din diaspora veneau să ne ajute cu link-uri, cu informații, cu tot, pentru că s-a produs așa un efect un efect global, practic, cu românii de peste tot. Au rezonat cu noi și ne spuneau ce mai aveți nevoie, unde aveți nevoie de elemente, că noi tot nu le găseam în țară și atunci poate a fost nevoie să facem comenzi în afară și de asta s-au cheltuit foarte mulți bani. Cuptorul de sticlă este unul foarte special pentru că prin această sticlă și dacă în regie se pot să vadă și oamenii antena, pot să dea drumul la cele două videouri. Mulțumesc! Sticla aceasta este una foarte specială pentru că are anumite proprietăți care nu se găsesc decât în această sticlă și a trebuit să creăm un cuptor ca să facem fix acele elemente. Cuptorul încă îl avem. Aici este... Spune. Vreau să le împărtășesc oamenilor care ne ascultă că astea se întâmplau în urmă cu un an de zile. Mi-aduc aminte că erau discuții pe grup vis-a-vis de acest cuptor, de materialele care erau necesare și la momentul ăla deja noi nu mai colaboram la prima emisiune pe care am făcut-o, dar te urmăream în continuare și eram, cum să zic, un susținător din umbră, așa, și ai toată admirația mea pentru tot ce ai făcut. Eu sunt doar un coordonator, noi mulțumim divinității, mulțumim domnului Cheș care ne-a predat aceste informații. Au fost să ajungă acea informațiile și eu m-am uimit când am auzit despre aceste proiecte, dar informațiile, poate la început foarte mulți oameni n-aveau încredere, dar au venit așa în detaliu, adică și aceste plăcuțe care le vedeți acum de sticlă,
trebuiau puse la anumite grade, la anumite unghiuri. Deci toată informația care noi am avut-o a fost, acesta este minima grav wireless cu sistemul lui de activare, adică cu acel prelungitor, și aici este sticla, sfera de sticlă. Ca să facem această sferă de sticlă am avut nevoie de o matriță făcută în Germania și am găsit un român care lucrează meseria și noștri în Germania. Și într-o săptămână înainte de Paște a venit, adică a fost un miracol că toate lucrurile astea s-au întâmplat. Cel mai mult de furcă ne-a dat sticla și după ce am reușit ne-a dat de muncă pentru că n-am avut bani. Cuptorul a costat undeva la, cred că, până într-o 1000 de euro să-l facem cu materiale, iar ca să producem această sticlă ne-au trebuit aproape, să zic, 2 săptămâni. De ce? Pentru că cuptorul trebuie să se ridice la o anumită temperatură, a trebuit să avem o sticlărie specială pentru noi cu gazele trecute prin cuptor autorizate, și până cuptorul ajunge la temperatura lui maximă consumă gaz, consumă, după aceea mai avem încă un cuptor de uscare a pieselor și acela e pe electric și am dat foarte mulți bani ca să producem această sticlă pentru că nu mai avem sticlării în România, n-am avut, dar norocul nostru că ne-au ajutat cu specialiști în industria sticlei și cuptorul în continuare este disponibil pentru alte proiecte. Aici este sfera aceasta de sticlă care captează practic mai multă energie, iar în interior sunt bobine nano, pentru cei care nu, să le explic și proiectul. În interiorul acelei, puteți să lăsați în continuare cele două videouri să ruleze pentru că oamenii se obișnuiesc mai repede cu acest proiect. Iar, deci în interior avem mii de spire de sârmă de cupru în bobine magnetice și gravitaționale. Iar ce este important este că a trebuit să facem o nanoacoperire specială a celor mii de spire și tot acest proiect ne-a dat foarte mult de furcă pentru că am avut și foarte multe alte elemente de cumpărat și de pregătit și am avut laboratorul undeva la 23 de zonă de manufacturare masivă cu toate elementele care noi am avut nevoie la 23 de kilometri de București și noi zilnic câteodată trebuie să mergem acolo pentru că erau proceduri care noi le urmăream. Ce n-am știut noi la acest proiect este raza de acțiune. A fost o surpriză pentru că am avut informația că dispozitivul creează 90. Noi nu înțelegeam. Deci noi cumva când facem channeling, când se comunică, trebuie să înțelegem informația de acolo și să o traducem în ceea ce găsim aici în fizicalitate. Iar noi 90 am crezut că sunt 90 de kilometri. Dacă puteți să dați primul video încă o dată, pentru că vreau să le explic oamenilor ceea ce se întâmplă cu această antenă. În momentul în care noi avem acele bobine nano înăuntru, devenim captatori de energie, iar prin celelalte elemente care sunt în jurul antenei, atunci putem să direcționăm această antenă, această energie, care de unde vine? Deci, această energie este în mediul înconjurător. Noi spunem în câmpul zero. Câmpul zero este undeva deasupra, să zic, deasupra antenei. Dacă se poate, încă o dată, vă rog, videoul. În momentul în care noi am montat antena, noi ne-am dat seama că nu este vorba de 90 de kilometri. Și acesta este bun, dar celălalt video, pentru că în momentul în care noi am pus antena, am început să filmăm, să vedem ce efecte are în mediul înconjurător și am observat nave spațiale. Deci pur și simplu erau camuflate și o să vedeți norii aceia, mai multe formațiuni de nori, de formație de nave spațiale, ni s-au transmis, bineînțeles, lucrând cu tehnologie spațială știm exact și cine ne ajută și cine erau prezenți în momentul acela în navele spațiale. Dar în momentul în care noi am pus antena și am început să verificăm, comunicam cu divinitatea și vreau să vedem care este raza de acțiune. Am început montarea antenei în 22 sau 23 pe -2 grade decembrie
2001. Aici vedeți, dacă puneți de la început, vedeți acei nori sunt deja în jurul antenei. Aici este 27 decembrie, deci este a doua zi, a treia zi de Crăciun. Ce vedeți aici sunt navele spațiale, practic. Deci eram așteptați, era un spectacol energetic și ne-am dat seama că este foarte important, pentru că noi tot primeam mesaje să lăsăm absolut orice proiect, să ne ocupăm doar de antenă, că era foarte important această antenă de pus. Și ne-am dat seama că este foarte importantă când am început să verificăm, după Revelion, am început să verificăm raza de acțiune, iar raza de acțiune a depășit România. Noi ne făceam calcule că știți că avem nevoie de 9 antene la 90 de kilometri, făcusem o geometrie în care cu 9-10 antene acoperam toată România. Și am zis, hai să începem acest proiect așa, vedem. Dar în momentul în care noi am verificat și câmpul plasmatic depășise cu mult România, deci ajunsese în Italia, în prima instanță, asta în luna, imediat după Revelion, deci în 2022. Când am mai verificat a doua oară, câmpul plasmatic deja ajunsese în Iran, iar în martie, cred că am anunțat noi deja, în martie era acoperire globală. Pentru că nouă ni s-a transmis și echipei, să zic așa, pentru că sunt oameni care nu vor să fie cunoscuți, echipei s-a transmis la nivel de suflet dacă această antenă vreți să o punem doar în România, să aibă efect doar pe România, sau vreți să avem efect la nivel global. Și bineînțeles s-a hotărât că să aibă efect la nivel global, iar deasupra României s-a format, până la nivelul ionosferei, s-a format un dom plasmatic. O să vedeți la un moment dat niște poze cu pământul înconjurat de o matrice hexagonală, așa arată câmpurile plasmatice de acoperire ale antenei, și deasupra României am făcut o grafică în care este practic o sferă, un dom plasmatic, da, tot în formă hexagonală, dar ni s-a transmis că sunt nave spațiale care vin să se încarce de la nivelul ionosferei, pentru că interacționează cu această sferă plasmatică a antenei. Ce este interesant este că noi am reușit să aducem, este practic un nou început ceea ce noi creăm acum, sunt noi energii pe care noi le-am atras din univers și antena și-a făcut treaba, să zic, adică proiectul, antena chiar dacă dispare de acolo, ca să sunt informații pe care nu, poate nici colegii noștri nu le știu, dar acum le putem dezvălui. Deci antena a ancorat așa de multă energie încât nu mai este nevoie de prezența ei fizică acolo. Și a făcut treaba. Deci a ancorat energie în pământ, avem acoperire globală, restul se lucrează la nivel energetic. Deci dacă cineva găsește locația antenei și vrea să o distrugă, asta e înțelegerea lor. Noi nu facem niciun conflict din lucrul ăsta, dar vrem să le transmitem că noi ne-am făcut deja treaba și avem acoperire globală. Tocmai de aceea am început dezvoltarea acestui program de cercetare la nivel internațional de dispozitive minimagrav. Iar în emisiunea următoare o să prezentăm și testimoniale ale dispozitivelor. În emisiunea aceasta prezentăm doar dispozitivul și antena. Spune-ne, te rog, care este legătura între antenă și dispozitivul minimagrav? Dacă se poate în regie să lăsăm acele poze cu graficele pe care le-am trimis, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că această energie este în jurul nostru. Asta face antena, deci captează energie în jurul nostru. Tehnologia cash nu este altceva decât tehnologie de la Thomas Edison și tehnologie de la Nikola Tesla. Asta ne-a spus domnul Cash în ultimele workshop-uri. Deci noi avem în jurul nostru energie și iubire. Astea sunt cele două energii de bază. Într-o parte este mama divină, într-o parte este tatăl divin, dacă vrem să vedem în partea dualistică. Deci ele formează o energie și Tesla știa 3, 6, 9. În grafică vedeți această energie deasupra antenei, vedeți acest câmp de energie numerotat cu 9. Deci
Energia de potențial, lăsați prima poză, vă rog. Energia de potențial nouă, cu ajutorul nanomaterialelor, formează acest torus. Deci vine în interiorul antenei acest torus, la mijloc, deci cumva nanomaterialele și tot ce se întâmplă la mijlocul antenei, fie o energie transmutată de nivel 3, și mai departe este transmisă către sfera de sticlă, practic acolo se formează neutronul, care este notată cu energia punctului 6. Deci într-o parte avem mama și copilul, într-o parte, în partea stângă, în partea dreaptă avem tatăl și copilul. Deci la mijloc este energia creației. Deci energia iubirii cu energia, cu energia, împreună cu energia creației, care se manifestă prin mamă plus copil plus tată plus copil, creează acest neutron. Iar următoarea imagine, vă rog, acolo se pot observa câmpurile, deci asta se întâmplă la nivel de câmpuri. Deci așa se văd, oamenii care văd în câmpuri, așa ne-au transmis că văd aceste câmpuri și așa e bine să înțelegem. Deci sunt câmpuri toroidale, cercuri, pe diferite culori, pentru că sunt diferite culori de, în funcție de vibrație, iar jos acolo, la un moment dat, există posibilitatea chiar ca această sferă să se aprindă ca un soare, dacă energiile se echilibrează și, bineînțeles, dacă antena va mai sta în picioare. Deci ni se transmite că este posibil ca acea sferă, acel neutron, să se deschidă, să lumineze, exact cum luminează soarele. Iar acest proiect l-a încercat și l-a reușit, eu cred, și Nikola Tesla. O să vedeți o poză cu, vă rog, mai departe, cu acel turn, pentru că este similar cu ceea ce am primit și noi. Și Nikola Tesla și Edison și domnul Cash recunosc că informațiile pe care ei le-au primit aici sunt de la divinitate. Iar noi, la fel, am primit aceste informații tot de la divinitate. Tesla în 1917 a pus acest turn și a încercat să dea electricitate wireless pe pământ. Nu a reușit din diferite. Iar noi ce am primit este o antenă pe tehnologia magnetică gravitațională și avem aceste captatoare. Acum oamenii înțeleg, poate, că energia există, avem generatorul și aceste mini-magravuri sau micromagravuri pe care ei învață să le facă sunt practic captatoare de aceste energii. Și nu este nevoie să conectăm absolut nimic la rețea, este nevoie doar să ne adaptăm noilor înțelegeri și noilor descoperiri. Da, impresionant. Impresionant. Spune-ne, te rog, ce sunt aceste mini-magravuri? Știu că ne-ai mai vorbit și în alte emisiuni, dar acum, fiind o emisiune dedicată, poate vrei să ne... Mini-magravurile... reiei informația. Noi am început să le studiem practic în luna iulie 2022 și am reușit să avem, o să prezentăm săptămâna viitoare, o să prezentăm în următoarea emisiune, peste două săptămâni, o să prezentăm rezultatele unui mini-magrav realizat de colegul nostru George, care a avut rezultate în reducerea energiei electrice înainte să punem antena. Ele sunt surse plasmatice. Prin plasmă putem să înțelegem energiile care noi le putem capta și direcționa. Deci, acest dispozitiv este practic cadoul pe care noi îl oferim mai departe, pentru că am primit și noi un cadou, am primit o înțelegere și prin proiectele de cercetare realizate la nivel internațional deja, noi le propunem oamenilor să studieze, nu vindem nimic, să studieze acest dispozitiv care este avansat. Nu putem să luăm oamenii de la nivelul de creșă, de nivelul de grădiniță, să-i ducem la facultate, decât prin cunoaștere, decât prin educație. Și asta am încercat și încercăm în continuare, să le transmitem că nu mai este nevoie să conectăm nimic la rețea, avem antena, avem câmpul plasmatic, deci avem rețeaua energetică wireless și este nevoie doar să oamenii să conecteze, să realizeze aceste unități, aceste surse plasmatice, minimagrav. Deci, oamenii
pot să le realizeze dacă au sârmă, niște tije și, bineînțeles, gansurile. Fără gansuri, aceste unități nu se pot realiza. Uh-huh. Și bănuiesc că ai să ne arăți în continuare cum se realizează acest minimograf. O să încerc. Am luat aproape toate elementele pe care le puteam aduce și utiliza. Singurul care lipsește este focul, pentru că nu putem să lucrăm cu foc într-o emisiune, dar le pot arăta simplu și rog pe oameni să fie atenți, să urmărească din nou această înregistrare dacă este nevoie, pentru că o să prezint și câteva elemente noi ajutătoare care nu sunt prezentate decât în premieră acum. Pentru a crea un dispozitiv minimograf, aveți nevoie de o cutie, adică o casoletă. Aceasta este 4 lei, 5 lei, este de 200 de mililitri sau o altă formă, mai mare, mai mică, nu contează. Aveți nevoie de un mini clește crocodil, aveți nevoie de, aici este mini cleștele crocodil, aici este pansamentul, poate să fie chiar mai mic, pansament, aveți nevoie de o foarfecă și de un ștecher, de sârmă de cupru și de tije. Acum vreau să prezint tijele, pentru că aici sunt oameni care nu au posibilitatea să lucreze cu tijele. Avem tije de oțel făcute la strung. Pentru cine poate. Pentru cine nu poate, există varianta testată deja de colegii noștri și cu rezultate. Există tije pe care le puteți cumpăra din comerț, dar să vă uitați foarte atent, adică să puneți șublerul, să nu aveți încredere în ceea ce scrie în etichetă, pur și simplu să puneți șublerul și aveți nevoie de o tijă de 10 sau una de 17. Deci, spune. Din ce material sunt acele? Tijele se pot construi din orice material. Uh-huh. Acestea se găsesc la materiale de construcții, la zona de lemn. Și dacă pune șublerul plăiere și arată 10 mm, 17 mm, atunci noi considerăm că nu mai este nevoie pentru cei care nu au posibilitatea să ajungă la strung. Uh-huh. Pentru cei care au posibilitatea să ajungă la strung, atunci dimensiunea este 10,7. Iar aici este 17,1. Informația se găsește cap-coadă pe site-ul nostru, la materiale de construcții minimograf, blueprint minimograf. Deci, noutatea este că oamenii pot să achiziționeze tije de plastic, de lemn, de ce vor ei, dar să fie material dur. Apoi, aveți nevoie de sârmă de 1 mm, sârmă cablu conductor, pentru a crea două astfel de bobine. După ce avem tijele și avem sârma, ne trebuie cam 11 metri. Se fac și cu 9 metri, dar pentru început, ca să-i relaxăm pe oameni, 11 metri, 10-11 metri pentru un minim agrav este destul. Și începem să învățăm sensurile, pentru că este important pe ce sens bobinăm o tijă. Numărul de spire este de 88 pentru fiecare. Și atunci introducem tija. Voi la televizor o să vedeți, cred că, invers. Aici e mâna stângă. Punem mâna stângă pe tijă. Apucăm sârma și bobinăm înainte. Bobinăm înainte, asta înseamnă că facem bobina mică, care înseamnă sens gravitațional. Și bobinăm. La un moment dat, ea la sfârșit poate se mai desface, trebuie să o numărați și să mai adăugați sau să mai scoateți din spire dacă sunt prea multe. Deci 88 pe sensul de bobinat înainte. Deci, bun, folosind tija mică, facem bobina mică spre înainte. Dăm înainte de 88. Sensul gravitațional. Bun. Acum, logic, bobina mare
este pe sens magnetic și asta înseamnă că punem, apucăm cu mâna stângă, vedeți cât de mic trebuie, deci o palmă de tijă trebuie, nu trebuie mare tija, doar să o apucați un pic în mână. Noi avem și bobinatoare, mașini de bobinat manuale, facem mai multe dispozitive. Aici este nevoie să tragem către noi. Tragem către noi și asta înseamnă că facem sensul magnetic. Bun. La sfârșit, am terminat cu tijele, la sfârșit o să avem două capete. O să avem un capăt lung la bobina, un capăt lung aici, așa, un capăt lung și un capăt scurt. Da? Așa trebuie să avem la fiecare, un capăt lung aici și un capăt scurt. Capătul lung va intra către capătul scurt. Pur și simplu intră direct. Da? Și atunci o să avem scurt cu lung într-o parte, scurt cu lung în altă parte. Separat, luați o bucată de sârmă de 1 mm și luați un creion pe care înfășurați în ce sens doriți voi, minim, maxim 12 spire. Da? Eu mi-am luat o tijă de aluminiu sau orice carioca, orice, și încep să număr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dacă eu am bobinat în sensul în care este pe magnetic, adică trag către mine, atunci pe această tijă, da, pe această bobină, va intra magnetul. Există un magnet la un moment dat care o să intre, adică cel de aici, ca să și vedeți ce faceți. Este practic firul central. Deci firul central se realizează separat, se secționează și va intra, firul central va intra în bobina mică. Foarte simplu. Și tragem până aproape de capăt. Eu vă recomand ca de acum încolo să lucrați aici cu mănuși. Eu o să lucrez, o să încerc să lucrez fără mănuși ca să vedeți cât mai bine. Eu vă recomand să faceți procedurile acestea cu mănuși. Bun. Și acum avem firul central introdus și acum încercăm să facem o formă de potcoavă. Da? În care unim firul scurt cu firul scurt. Sunt două fire scurte care stau aici. Este important ca acum să înțelegeți că răsucirea se face în sens de înșurubarea unei sticle. Adică în față. În față. Asta este foarte important aici. Sensul de înșurubare. Și înșurubați de, să zic, maxim 6 ori. Da? Foarte strâns și încercați să le, să le înfășurați pe amândouă odată. Adică amândouă fire să se învârtă, să se răsucească amândouă odată. Și am unit firele scurte și ce mi-a mai rămas? Mi-au rămas firul central. Care firul central îl poziționez să se învârtă, să se răsucească tot în această poziție de răsucire. Da? Deci răsucim exact cum am făcut prima conexiune, facem și a doua. 2, 3, 4, 5, mi ajunge. Bun. Acum a mai rămas firul acesta lung, care este parte din firul central, capacitorul. Mă uit la sensul de bobinare și fac în sens opus.
Dacă acesta este făcut magnetic, fac gravitațional. Bun, mă uit la el, este făcut pe sens magnetic, iau din nou creionul, tija și fac în celălalt sens până când se termină, sau dacă vreau să fac pe numerologie, să țin cont de numerologie, foarte bine, țin cont de numerologie. Dacă nu vreau să țin cont de nimic, nu vreau. Și am făcut în 5 minute sau în cât a trecut, am făcut un dispozitiv. Aici avem magnetul, într-o parte avem magnetul și o să iau magnetul de aici, de la dispozitivul pe care l-am prezentat. O să intre în interiorul bobinei, capătul va fi la capătul bobinei, la capătul magnetului. Contează foarte mult aici sensurile. Deci răsucirea să fie în sens de înșurubare și să țineți cont ca magnetul să vină pe sensul magnetic al bobinei. Și aici mai avem liber o bobină. Aici vine acest textil, acest pansament. Da? Și atunci așteptăm. Colectăm gansurile, spălăm gansurile, pentru că este nevoie să facem... Două secunde, căzut. Iau o bucată de pansament și aici vă rog să lucrați cu mănuși. Eu am aici mănuși, da? Dar este experimental ceea ce fac aici. Și fac mai multe straturi de pansament. Undeva la 4 straturi de pansament. Sunt aici diferite tehnici, indiferent cum faceți, să aveți încredere în ceea ce faceți. E totul în regulă. Bun. Și am făcut așa. Așa vedeți aici. Bun. Ce vedeți aici lângă... Bun. Așa. Eu aici am gansuri, CO2, zinc, cupru și CH3-ul. Bun. Am pipete pentru gansuri și am pipete pentru aminoacizi. Și mai am o seringă. Prima dată o să scot apa plasmatică de la gansul de CO2 un pic, pentru că trebuie pusă la un moment dat pe bobine, pe minimagraf, și o să o pun separat. Acum îmi pregătesc aici cutiuțele să extrag gansul și voi realiza capacitorul, că așa se numește, capacitorul cu gansuri. Ia, să pun așa. Bun. O să iau gans direct, fără apă plasmatică, da? Și o să pun 5 picături pe acest pansament. 1, 2, 3, 4, 5. M-am oprit. 5 picături de gans. Acum iau aminoacidul. Gansul este dulce, este spălat, aminoacidul este sărat și pun o picătură. Gata. Pun o picătură peste aminoacid. Mai departe mă duc la zinc. Extrag gansul de zinc. Am nevoie de 2 picături. 1, 2. Restul pun înapoi. Și am nevoie de încă 2 picături, eu le știu pe de rost, ele se găsesc, bineînțeles, pe manual, și 2 picături peste gansul de zinc. 1, 2. De aminoacid. Mergem mai departe la gansul de oxid de cupru, cel turcoaz. Așteptăm, nu punem apă, așteptăm să punem cât mai mult oxid. Am pus o picătură, una de gans de cupru și 2 de aminoacid. 2 de aminoacid, 1, 2. Restul punem înapoi. Mergem mai departe la gansul de CH3, cel portocaliu. Și punem 3 picături. 1, 2, 3. 3 picături de gans și o picătură
de aminoacid. Peste gansuri. Mereu puneți aminoacid peste gansuri. Am terminat cu gansurile, mulțumim, contează foarte mult intenția care se lucrează. Acum se roluiește pur și simplu capacitorul. Avem tot spectrul de energie care există în univers acum. Nu ne lipsește absolut nimic. Avem hidrogen, avem izotopii hidrogenului, avem CO2 plus multe minerale. Luăm foarfeca, am înfășurat, tăiem capetele care sunt poate prea mari și acesta este capacitorul care va fi introdus prin răsucire, cum puteți, depinde de tehnică și de cât de mare îi faceți. Introducem în capacitor, în bobina de la firul central. Ajungem până în capăt, tragem ca bobina să acopere tot textilul, tot pansamentul. Și asta este, acesta este minima grav. La sfârșit, înainte să punem magnetul, înainte să punem magnetul și materialul textil, acest minim agraf trebuie făcută procedura de nanoacoperire cu foc. Iar procedura este una foarte rapidă, aici nu pot să o fac. Luați acea butelie de gaz și treceți, nu contează de unde începeți, unde terminați, trebuie doar să treceți cu flacăra ușor și repede peste cupru până când vedeți că se schimbă la culoare. Atenție, nu trebuie să avem culoarea gri sau culoarea crem. Aici vedeți deja un dispozitiv care este nanoacoperit. Deci ce v-am prezentat este un dispozitiv funcțional. El acum funcționează. În momentul în care aveți ușor culoarea, puteți să aveți culori multicolore, este bine. Dacă dăm prea multă energie cu foc, dispozitivul funcționează mai greu, mai lent. El va funcționa. După ce... Cam cât timp trebuie să dăm cu foc? Peste? Cu foc durează aproximativ 20-30 de secunde. Ah, okay. Depinde de flacără. Apoi aveți această casoletă. Introduceți cele două sârme care v-au rămas. O sârmă este pe magnetic, una este pe gravitațional. Stau foarte bine dispozitivele fixe în această casoletă și e una destul de simplu de realizat. Ce mai trebuie să realizați și trebuie să înțelegeți voi acum este că dispozitivul nu va funcționa dacă voi nu-i faceți conexiunea cu gravitaționalul. Deci energia va fi... Noi ne-am lovit de aceste lucruri. Deci făcut dispozitivul și nu funcționează. Și e nevoie să puneți trei picături peste bobină. Una, două, trei. Puteți să le puneți în ce forme doriți voi, dar peste bobină. Trei picături ajunge. De ce? Pentru că în momentul acela vine gravitaționalul de la CO2 și oferă o conexiune directă cu celelalte câmpuri și atunci dispozitivul este perfect funcțional. Se pune capacul și urmează alte proceduri pe partea de intenție. Mai am eu o întrebare. Acele fire pe care le-ai introdus, le-ai introdus prin niște găurele care Erau acolo date în cutie, da? Se dau două găuri. Se încinge o sârmă de cupru, se fac două găuri și apoi se izolează, practic, aceste fire, pentru că un electrician o să spună că acest dispozitiv se conectează la priză și dă în scurt. Și noi spunem că nu e nevoie să conectăm, este totul din câmpuri și aceste fire se izolează între ele. Pentru că urmează conexiunea cu ștecherul. Da? Adică avem aici un ștecher care intră așa. Deci ele se vor izola cu tuburi de izolație fiecare cum găsește, se pune capacul
iar apoi urmează activarea dispozitivului. Iar aici am dispozitiv făcut de asociația noastră, are alte proprietăți și e făcut altfel, dar ca oamenii să înțeleagă, pentru că au făcut dispozitivul și ce fac ei cu dispozitivul. Este foarte simplu. Cumpărați cel mai ieftin prelungitor cu 3 găuri, nu-l desfaceți, lăsați-l așa. Și puneți minima gravul într-una din cele două guri din capăt. Și cealaltă priză la fel. Este important că această gură liberă, pe unde iese și se captează alte câmpuri, să fie liberă. Deci să le spunem oamenilor că ceea ce văd ei acolo, bila aceea, este un minimagrav. Bila adică acea cutiuță, este aici. Dar e în altă formă. E în altă formă, exact. Da. Este ascuns, e făcut alt design. Da? Să fie mai atrăgătoare, să fie mai... Nu... Da. Na. Noi lucrăm cu artiști și atunci venim să venim cu variantă. Iar acest dispozitiv, au fost oameni curioși și au introdus acești, pentru că așa credeau ei, da? Că asta este sistemul de funcționare. Și au introdus acest ștecher în priză. Și au sărit siguranțele. Nu s-a întâmplat absolut nimic, siguranța a revenit înapoi, adică te duci și o dai manual, dar nu e nevoie să introduceți acest, pentru că asta înseamnă sistem wireless. Corect. Da? Și oamenii trebuie să o să învețe când o să aibă interes să facă aceste dispozitive. Doar că de aici urmează și partea de activare. Pentru că ai dispozitivul, l-ai creat, l-ai făcut, dar ce faci cu el după aceea? Și aici sunt lucrurile interesante, aici și noi invităm pe cei care fac aceste dispozitive să ne contacteze, pentru că noi avem un grup pe WhatsApp în care sunt sute de oameni care au testimoniale și o să le prezentăm în emisiunea următoare, pentru că ce este uimitor cu această tehnologie este că noi am reușit să o dezvoltăm, pentru că la început dispozitivul cum l-am primit a fost fără magnet. Deci magneții a fost cu un singur capacitor. Și noi am reușit să-l dezvoltăm. După aceea am făcut dispozitivul, dar cum funcționează el? Iar el funcționează, nouă ne-i mai simplu, să spunem, pe comenzi. Sau cel mai simplu a fost pentru copii, că avem și copii care au realizat și realizează cu părinți, să le explicăm că este ca un fel de lampa lui Aladdin. Da? Dacă să le dăm o jucărie, cumva să-și pună intențiile. Intenția contează. Dacă ai iubire, dacă ai energie, asta funcționează și la antenă, asta va funcționa și la, și la o sursă plasmatică. Depinde cum te poziționezi în fața acestei energii. Și dacă în regie se poate transmite, este o poză cu dispozitivul minimagrav în care sunt anumite texte puse cu ceva divin. Pentru că pentru prima dată le putem explica oamenilor și partea spirituală. Foarte mulți oameni poate ori să vadă exact ce văd aici, niște bobine cu un pansament și un magnet și nu o să înțeleagă foarte mult, dar oamenii spirituali au înțeles deja foarte mult, pentru că noi le-am explicat și partea aceasta spirituală. Ca noi să începem acest proiect de cercetare, am început o colaborare cu mai mulți colegi în 13 județe din România, care le-am predat informațiile în momentul în care am pus antena. Înainte să punem antena, pentru că știam că o să fie antena pusă, s-a format un grup național de cercetare care noi am predat aceste informații cap-coadă și oamenii n-au avut tije. Noi am testat prima dată cu aceste bețe de lemn sau de plastic ce au fiecare și au fost rezultate. După aceea le-am spus dacă vor să-și facă tije, pentru că tija creează acea armonică perfectă. De-aia se numește o măsură de magnet. Deci pentru că este virgulă ceva, atunci sunt tije speciale pentru magneți, normal. Dar noi le recomandăm oamenilor să le facă, da, această poză să o lăsați. Mulțumesc! Deci, dacă vrem să înțelegem partea spirituală acestui dispozitiv, așa cum el ne-a fost transmis, este că bobina mare, bobina magnetică, reprezintă energia Tatălui Divin.
focul pe care noi îl folosim, noi folosim energia Tatălui Divin, asta ne este transmis. Mama este cu iubirea și mama divină este câmpul din interiorul Tatălui. Iar firul central este practic Sfântul Duh. Deci mama plus tata, 1 plus 1 egal 1, deci mai creăm încă o energie, se mai creează încă o energie primordială. Și din această trinitate, mamă, tată, Sfântul Duh, practic se creează manifestarea dualității, bărbatul și femeia. Ceea ce înseamnă că bărbatul este, are rolul magnetic, așa cum are și tata rolul magnetic, și femeia este partea în care noi aici o avem reprezentată cu textilul de gans. Este pentru prima dată când arătăm public această informație pentru cei care vor să înțeleagă. Numărul de 88 este un dublu infinit și este foarte important ca oamenii să înțeleagă, să realizeze, să fie foarte atenți la acest număr. Unii poate pun mai mult sau mai puțin, este treaba lor. Dar este important că aceste informații care au fost primite într-un grup mic de cercetare au ajuns la într-un grup mai mare de cercetare, ca noi să vedem dacă aceste interacțiuni sunt benefice. Și ne-am dat seama în primele 6 luni de zile, pentru că s-au făcut sute dispozitive, s-au trimis sute de dispozitive cadou în foarte multe, practic în toate județele, noi în luna aprilie, pare, sau în martie, noi în martie, cred, am anunțat că avem cel puțin un dispozitiv în fiecare județ al României, care ele au creat o rețea energetică și au creat acel dom, dacă puteți să dați și următoarele poze, acea sferă de energie până la nivelul ionosferei, ca România să nu mai fie atacată și așa mai departe. Deci cumva suntem protejați și prin această tehnologie, prin aceste energii care noi le captăm. Iar este important, spune, te rog. Probabil că urma să spui, dar am simțit nevoia să accentuez faptul că e importantă intenția bună. Fără intenție noi nu lucrăm. Deci, da. În primul rând, dacă suntem nervoși, dacă suntem stresați, noi nu facem dispozitive, nu facem gansuri, pentru că transmitem această energie mai departe. Deci noi întotdeauna când lucrăm întotdeauna spre ceea ce ne-am propus, spre binele omenirii sau către binele familiei mele sau ceea ce ne propunem noi, dar este foarte importantă intenția, pentru că dacă nu vine din inimă, oamenii nu vor avea rezultate în toate planurile. Noi le transmitem, cum am transmis de la început, de când am acceptat să fac această emisiune, noi suntem într-un festival. Până din 21 iunie până în 21 decembrie, de la un solstițiu de vară la un solstițiu de iarnă, noi suntem într-un festival al minima gravului și al antenei. Da? Deci, ceea ce noi ne-am propus este să învățăm pe toți oamenii de pe planeta aceasta să le punem, să informația să fie disponibilă, ca ei să învețe să realizeze acest dispozitiv cu toate detaliile. Pentru că dacă vroiam să ținem noi un anumit detaliu, nu le spuneam să pun acele trei picături care fac diferența, acele trei picături de apă plasmatică de CO2. Și atunci puteam să ținem anumite informații și să-i vedem pe oameni cum se chinuie sau erau debusolați. Așa, când am făcut un proiect de cercetare cu zeci de persoane în România, au avut rezultate și intenția noastră în fața Divinului a fost să oferim omenirii, pentru că noi puteam oricând să patentăm, să brevetăm, să avem interes comercial, financiar, și noi nu recomandăm oamenilor care fac aceste dispozitive să le realizeze pentru bani sau pentru alte scopuri, dar care țin de partea economică. Pur și simplu, dacă ei înțeleg că acesta este un dar și pot să învețe pe ceilalți de lângă ei, așa cum noi am făcut, pentru că cu ajutorul colegilor din străinătate și din România am reușit să traducem acest manual de construcție în portugheză, în braziliană, în bulgară, în italiană, în rusă, în franceză și în turcă. Deci urmează și alte, dacă sunt persoane care pot să ne ajute să traducă într-un sfert de oră, e foarte puțin text, să traducă în japoneză, în chineză. Noi avem colegi care ne urmăresc, site-ul nostru este super urmărit în exterior, în afara țării, pentru că se pot traduce aceste informații.
și ne bucurăm că această cunoaștere a fost eliberată. Ne-am pus și noi, am mai făcut și noi un pas către, nu știu, nave spațiale, teleportari sau cum le zic oamenii, da? Aceasta este intenția noastră, este de a transmite cunoaștere mai departe și din aceste proiecte să plece fiecare să aplice, bineînțeles, ceea ce simte și ce are interes. Vrem să le arătăm oamenilor și le garantăm că vor avea rezultate. Dar acest dispozitiv, acest minim agrav, este un dispozitiv pentru suflet. Ca să ajungem la suflet, este nevoie să trecem de fizicalitate, deci de la materie la suflet. Unii or să aibă rezultate într-un anumit plan, unii or să aibă în toate planurile, deci mereu vedem lucrurile astea, dar ușor, ușor, de la lună la lună, vedem cum se echilibrează foarte multe aspecte în viața oamenilor, iar domeniile de activitate, sănătate, alimentație, mediu, agricultură, transport și energie, noi cu un singur dispozitiv, deci este multifuncțional acest dispozitiv, noi am reușit să și o să vă prezentăm rezultatele testimonialelor în următoarea emisiune. Deci, cumva, oamenii să nu caute interesul, să-și asigure interes material din realizarea acestui minim agrav, pentru că darurile vor veni către ei mai mult decât își imaginează din realizarea acestui dispozitiv. Noi am avut o tentativă să restricționăm această intenție, dar ne-am dat seama că este mai simplu, pur și simplu, să devenim dezinteresați, să arătăm statului, guvernului, că deținem o tehnologie care se face simplu și am învățat pe mii de oameni, poate milioane de oameni, nu știm unde să duc aceste informații pentru că sunt libere, și că noi deținem cunoaștere, deții cunoaștere, deții informație, deții putere. Și atunci oamenii devin sustenabili în domeniile pe care noi le-am prezentat. Domeniile de activitate a acestui dispozitiv sunt mult mai mari. Dar noi, ca să echilibrăm cele mai importante domenii, atunci le prezentăm în cele 6 luni de zile, le prezentăm aceste informații, nu doar le dăm un dispozitiv și lăsăm, nu, le spunem exact cum poate să ducă direct la sursă. Creatorul ne-a oferit aceste informații, planeta este, cum vedeți și în poză, este acoperită plasmatic, asta a încercat și Tesla, domnul Keș, din câte ne-a zis, are și el o antenă undeva, parcă a menționat undeva pe un munte în Austria. Deci ceea ce facem noi nu este nimic nou. Doar că forma prin care ajunge această informație la oameni poate să îi încurajeze să simtă rugăciunile lor că s-au rugat și au spus că în sfârșit se întâmplă ceva, sau vor fi oameni care nu vor înțelege absolut nimic din un pansament și un magnet, pentru că ăla e nivelul lor și pur și simplu îi lăsăm în pace să discute cu cei care sunt de rezonanță cu ei. Da. Oamenii ar putea să se întrebe dacă sunt periculoase aceste dispozitive minim agrav. Ce poți să le spui? Noi, în primul rând, în proiectul de cercetare pe care l-am realizat cu colegii din țară, am căutat efectele adverse. Nicio persoană până acum nu ne-a transmis că are efecte adverse, pentru că noi le-am spus exact cum să le folosească și le-am dat recomandări. Până acum n-au ajuns informații la noi, tocmai de aceea am și eliberat această cunoaștere, pentru că nu am întâlnit efecte adverse asupra surselor plasmatice, din ce ne-au spus persoanele. Și ne bucurăm că totul este în echilibru, pentru că nu conectăm nimic la priză, nu conectăm nimic la mașină, nu conectăm nimic la plantă, nu conectăm nimic la casă, nu conectăm nimic la noi. Totul este, el e un bibelou, el e, cum vedeți și restul dispozitivelor care s-au dezvoltat din această cutiuță. Super. Și știu că vreți să duceți această tehnologie la nivelul micro, magrav. Noi am pus la dispoziție varianta 1 a dispozitivului, care, v-am spus, se este cu acest prelungitor. Varianta 6 încă nu o am aici, nu vreau să o fac publică, dar variantele 2, 3, 4, 5 sunt deja prezente lângă noi. Doar că aceste informații
le ținem pentru noi și cine dorește să studieze aceste dispozitive le poate găsi la noi pe site. Sunt mult mai avansate, conțin această sticlă specială care, din câte observăm, amplifică de 3 ori mai mult puterea dispozitivului. Noi am vrea să creăm sticlă specială pentru toate dispozitivele care se fac și să o oferim. Nu trebuie foarte mult, o bucățică de sticlă, ea e foarte puternică pentru dispozitiv și pentru asta trebuie finanțare, pentru că este foarte scump să creăm sticla, ținând cont de prețurile la gaz și închirierea unei sticlării. Oamenii să înțeleagă că, poate acum oamenii înțeleg că nu este nevoie, când le-am spus că cu un reactor de gaz pot să facă multe dispozitive, pentru că acum înțeleg că nu este nevoie să fim puternici în fața Universului. Cu cât suntem mai slabi, cu atât noi primim mai mult. Dacă noi punem multe gansuri și îl înegrim, practic, bobine, atunci suntem foarte puternici în fizicalitate. Și nu se face această conversie. Dar dispozitivele de la această cutiuță, aici am ajuns la acest dispozitiv, care se numește la noi pe site, este dispozitivul universal și are în componență două dispozitive. Deci în această sferă care are 10 cm sunt două dispozitive minima grav făcute diferit. Acesta se numește mini magrav universal și de la mini avem micro. Deci renunțăm la prize, renunțăm la ștechere, la cabluri și miniaturizăm tehnologia. Și aici am combinat tehnologia Cash cu tehnologia lui Nikola Tesla. Dar aceste informații noi am vrea să le arătăm tuturor. Deci noi avem intenția să învățăm pe oameni absolut tot ce avem noi, tot ce știm noi în momentul de față, doar că noi vrem să vedem ce pun oamenii în schimb. Adică să transmită testimoniale, să vedem că au rezultate cu primul dispozitiv, să le spunem că există și al doilea dispozitiv, și al treilea, și al patrulea, și al cincilea, și mai departe. Și că ușor, ușor și simplificăm și miniaturizăm, pentru că la fel, este nevoie să fim, acest dispozitiv are câmpuri mult mai mari decât acest dispozitiv. Deci nu contează mărimea. Nu contează mărimea, contează calitatea și înțelegerea care este într-un microdispozitiv. Și de aici cred că putem la un moment dat să mergem, pentru că este un dispozitiv pentru suflet. Nu-l purtăm cu noi, că este foarte puternic pentru noi, dar îl punem în mașină, în casă, la veoză, la unde avem nevoie. Dar la un moment dat aceste dispozitive se vor conecta cu sufletul oamenilor și la un moment dat ei se vor teleporta. Pentru că noi, practic, aceste dispozitive arată cât de puternici suntem noi. Sunt niște amplificatoare, sunt niște acceleratoare, sunt armonizatoare și în momentul în care tu deții și știi ceea ce e și prin intenția ta, noi la un moment dat, în anii, poate într-o emisiune peste 2-3-5 ani, o să vă arăt că mă teleportez dintr-un scaun în altul. De ce? Pentru că sufletul a găsit această înțelegere și-a adus aminte, pentru că noi ce facem cu aceste tehnologii sunt practic replicarea ceea ce suntem noi, replicarea energiilor noastre, ale Universului și practic ne aducem aminte cum funcționăm. Da. Și funcționăm în echilibru, funcționăm în iubire și funcționăm în armonie. Astea trei elemente. Și nu mai e nevoie decât de respirație, pentru că noi o să avem astfel de dispozitive și pentru alimentație. Deci ele se aplică și în domeniul alimentației, cei care țin posturi, dar e nevoie să știi cum te conectezi aici. Câmpurile de aici. Deci nu contează că e albastru, că e auriu, că e verde, contează câmpurile pe care le poți accesa, îl putem duce în forme diferite, chiar avem aici în stânga mea acest dispozitiv suspendat, este o colaborare cu Andreea Martinescu. Un proiect în care dispozitivul Magrav devine dispozitiv Tesla Mini Magrav. Deci avem Tesla Micro și Tesla Mini. O să pun eu. Acesta este ultimul dispozitiv și este perfect pentru casă.
Și care este legătura din cele două, între cele două tehnologii care înțeleg că sunt înglobate în acel dispozitiv? Legătura este că s-au mai adăugat anumite elemente din tehnologia Nikola Tesla. Deci toate elementele sunt extraordinar de simple, dar contează foarte mult cum le pui, cât pui și ce pui acolo, câte spire faci, câte... absolut tot contează când, când lucrezi. Iar diferența este că noi dorim să miniaturizăm. Deci aceasta ar fi varianta pentru casă. Da? La fel și asta dorim. Acestea sunt ultimele noastre dispozitive care noi vrem să avansăm, doar că este nevoie să facem cercetare asupra lor și oamenii pot să acceseze aceste dispozitive și să ne spună dacă aceste dispozitive, practic cunoașterea noastră, este la fel ca și acest dispozitiv minim agrav pe care ei pot să învețe să-l facă. Și vrem să vedem dacă înțelegerea noastră este că putem să renunțăm la cabluri, cablurile acestea, și putem să lucrăm 100% doar cu câmpuri, fără a avea acest, fără a avea acest prelungitor. Iar noi credem că o să avem această înțelegere, pentru că vedem câmpurile. Și vedem că câmpurile sunt din ce în ce mai mari, vedem că se armonizează atmosfera. Sunt foarte multe beneficii pe care pur și simplu dispozitivele pe care le-am prezentat, fără să faceți nimic, deci pur și simplu un bibelou ținut în casă, acest dispozitiv, vreau să le transmit oamenilor, acest dispozitiv pe care am învățat și le-am făcut, minim agravul, se pune lângă router. Da, deci cel mai bine și cel mai recomandat este ca el să stea fix cu triplu, da, lângă router. De ce? Pentru că avem câmpurile de interacțiune cu sateliții și atunci se conectează la rețeaua noastră plasmatică mult mai repede și comunică foarte repede cu celelalte, pentru că în viitor dispozitivele acestea, noi testăm în continuare, deci cercetarea este o carte deschisă non-stop, noi testăm și vrem să vedem dacă oamenii se mai pot îmbolnăvi dacă au aceste dispozitive în casă, dacă și-au dezvoltat abilitățile latente, dacă atmosfera lor din casă s-a schimbat, dacă reduc numărul de kilowați, dacă își pun la mașină, trebuie pus într-un anumit loc și să vadă dacă reduce consumul la 30%, sau în agricultură, aceste cabluri la fel se conectează la anumite antene, la niște bețe cu niște sârmă de cupru pe ele. Deci lucrurile sunt extraordinar de simple, accesibile, dar oamenii să înțeleagă că această simplitate poate, nu știu, oriceva mai complicat, noi nu vrem nimic mai complicat pe lumea asta. Dacă au înțeles să facă gansurile și au înțeles puterea gansurilor, pot să ducă aceste dispozitive la un nivel mult mai mare. Sunt alte efecte care se produc cu mai multe dispozitive puse în jurul tău, pentru că se creează diferite formațiuni energetice în formă de piramidă, în formă de sferă, depinde cum le pui. Iar, bineînțeles, este libertatea în cunoaștere de a aduce inovații la ceea ce noi până aici atât am știut noi să facem. Dar dacă noi eliberăm și aceste dispozitive, și Tesla, și micro, și mini, și armonizatoarele, s-ar putea să o luăm iarăși prea repede. Deja ni se transmite că nu toți suntem pregătiți, suntem cam 30% pregătiți pentru aceste tehnologii, dar ceilalți ne pot prinde din urmă, pentru că cunoașterea este accesibilă, e deschisă. Și nu e vina noastră că se scumpesc facturile, nu e vina nimănui că sunt dați bani pe medicamente. Noi am găsit alte variante mai simple de a ne conecta cu divinitatea. Deci prin aceste dispozitive cumva suntem conectați cu divinitatea, dar stând în aceste dispozitive, practic, inima noastră pare că se deschide mai mult, mintea noastră începe să capteze alt tip de informații, de energie subtilă, iar noi nu ne mai putem îmbolnăvi. Da. Și vreau să le mărturisesc celor care ne ascultă că eu simt vibrația, se simte aici, fiind în studio foarte aproape, se simte această vibrație. Și apropo de vibrație, cred că o modalitate pentru ca oamenii să înțeleagă mai ușor și să înțeleagă adevărata valoare acestor dispozitive este ca ei să, practic, să se instruiască, să învețe despre toate aceste aspecte subtile pe care le conțin
și informații subtile pe care le conțin dispozitivele, pentru că aici este înglobată geometrie sacră, este înglobată numerologie, este înglobată fizică cuantică și ei pot să, practic, să-și apropie această cunoaștere învățând despre aceste lucruri, instruindu-se în particular, stând într-o meditație, făcând lucruri care să le crească cumva vibrația. Noi îi încurajăm pe oameni să se alăture grupurilor noastre de cercetare, pentru că au mult mai multe informații și actualizate, bineînțeles. Iar ceea ce noi am primit este un dar de la divinitate. Că pot să prezint aceste informații aici pentru că există un plan divin în spate. Lucrurile pe care le prezint sunt foarte avansate și se pot realiza foarte multe aplicații cu acest dispozitiv minima grav. Dacă oamenii înțeleg că simplitatea îi poate ajuta, dar îi încurcă foarte mult, vine mintea să îi încurce. Uh-huh. Oamenii nu sunt și în general bărbați. Aici avem noi, majoritatea comunității noastre plasmatice este formată din femei. Femeile în general sunt, voi sunteți deschise spiritual, bărbații încă au nevoie să bobineze, să facă gansuri. Cu doamnele, cu domnișoarele, noi colaborăm mult mai rapid, mult mai direct și mulțumim divinului feminin că ne susține în continuare și așteptăm divinul masculin să se echilibreze cu divinul feminin, pentru că aici este să zic, cheia. Da. Restul în familie, noi vedem lucrurile că se schimbă ușor, ușor, dacă sunt acceptate. Ce vă prezint aici este practic când au venit telefoanele, când ne-am născut, aveam un telefon fix în casă și suna, da? Erai conectat și poate și acum mai aveți un telefon fix. Iar acum aveți un telefon în mână și este wireless. Exact aceasta este diferența între ceea ce a fost în tehnologie, pașii care s-au făcut cu dispozitivul Magrav, care este promovat de Fundația Cash, care se conecta la priză, da? Și inovația acelei unități plasmatice cu aceste miniaturizări a dispozitivului, acela era mult mai mare, era format din trei nivele din acestea de bobine. Noi acum s-a simplificat absolut tot. Dar de ce am primit noi, ca și comunitate plasmatică în România, aceste informații, poate să fie ceva interesant de înțeles, da? De ce puteau să ducă aceste informații în Brazilia, puteau să ducă în China, unde sunt și alți colegi de-ai noștri mult mai mulți. Dar vedeți, intențiile comunității noastre au fost și poate misiunea fiecărui suflet, pentru că multe suflete sunt mulți îngeri pe lângă noi, în formă fizică și în jur, nu mai zic, la nivel plasmatic, care ne ajută în fiecare zi să ducem mai departe planul divin. Nu este vina noastră că alte persoane nu-și acceptă planul divin sau că nu ne înțeleg pe noi sau poate iau alte intenții și creează alte înțelegeri. Dar odată ce noi nu ne-am propus să vindem nimic, misiunea noastră este clară și am arătat aici că oricine poate să facă acest dispozitiv și atâta timp cât nu am patentat, n-am brevetat nimic, pentru că brevetul este deja la Fundația Cash. Dumnezeu nu are nevoie de brevete, asta ne spune și domnul Cash. Dumnezeu nu are nevoie de unități de măsură, Dumnezeu nu are nevoie de acte, Dumnezeu nu are nevoie de multe lucruri care țin de fizicalitate. Dacă ne detașăm ușor și înțelegem că pe vremuri au fost piramidele și acele piramide sunt practic niște antene și acele antene sau clădirile, ați mai văzut niște clădiri cu niște sfere, cum avem noi antena, care captau, generau energie și puteți să-i spuneți energie eterică, cuantică, plasmatică, nu contează, este energie, adică iubire și energie. Ceea ce am primit noi, această antenă, este practic replicarea corpului nostru, aici asta încercăm să vă arătăm, să vă explicăm. Și dacă este respectat acest proiect și mergem mai departe, dacă vom fi susținuți, noi vă arătăm și proiectul de mediu, pentru că urmează și acest proiect să intre în manifestare. Sunt și alte proiecte de sănătate cu minima gravuri, deci noi n-am primit un singur proiect. Noi am primit mai multe proiecte, dar momentan
bugetul alocat asociației din donații, pentru că noi facem asta împreună cu comunitatea noastră, asta a reușit să producă din România, din România să plece această cunoaștere și au plecat această cunoaștere pe toate continentele, ceea ce noi observăm pe site-ul nostru că este accesat din toate continentele și pe noi ne bucură. Uh-huh. Și apropo de împărtășirea acestei cunoașteri, în ce evenimente veți fi găsiți în următoarele luni, în următoarea lună? La ce emisiuni veți participa sau cum vă găsesc oamenii? Cum pot ajunge la voi? Informațiile întotdeauna apar pe plasmaromania.ro, pe YouTube-ul unde o să vedeți această înregistrare apar link-urile de conexiune cu noi, cu Facebook, cu Telegram, cu Instagram. În luna octombrie o să avem o invitație din partea organizatorilor, ne prezentăm din nou la Expo Cânepă în Oradea, în 21-22 octombrie. Pe cei din zona Oradea, Timișoara, Cluj îi așteptăm să ne revedem acolo. Am fost invitați și la prima ediție unde am prezentat în premieră jurnalul științific cu rezultatele din agricultură, mai în special proiectul de agricultură cu cânepă, unde noi am înregistrat rezultate, iar acum venim să prezentăm mai multe aplicații pentru agricultori de care însemânțează cânepă, care folosesc cânepă. Deci venim să susținem industria cânepei. 21-22 este posibil să organizăm, o să vedem în perioada următoare, în Râmnicu Vâlcea se pregătește un proiect special la MedTherapy, la colegii noștri Ion și Elena, unde avem și unde este piramida plasmatică, patul plasmatic, mai apare încă un dispozitiv hibridizat, are și tehnologie plasmatică, dar sunt mult mai multe alte tehnologii incluse și urmează să organizăm un retreat în zona județului Vâlcea pentru a testa, bineînțeles, această interacțiune. În continuare, noi avem cursuri în prezentări ale tehnologiei MAGRAV, pentru că cu asta ne prezentăm acestui dispozitiv mini MAGRAV. Au fost prezentate în București, în Brașov, în Bacău, au fost prezentate în limba engleză, au fost în limba spaniolă, deci cumva noi am reușit să acoperim informațiile de prezentare pentru cei care au fost, bineînțeles, atenți. Cine a avut nevoie, s-a uitat doar la videourile pentru care noi le-am pus și am învățat rapid să facă acest dispozitiv și momentan cam în aceste două evenimente o să le parcurgem și în emisiunea următoare urmează o emisiune de testimoniale unde o să avem invitată pe colega noastră Ruxandra, care lucrează este terapeută și este obișnuită cu câmpurile și o să vă prezinte partea de suflet a acestor interacțiuni. Și urmează să ne povestești și despre acele paturi plasmatice într-o emisiune următoare? Urmează să prezentăm până la sfârșitul anului cel puțin foarte multe informații și nu doar din tehnologia cash, urmează probabil să prezentăm și alte informații din celelalte tehnologii pe care ca și asociație le cercetăm, dar pas cu pas, sigur că da, se lucrează la aceste proiecte și mai sunt și alte proiecte pe care momentan încă nu putem să le prezentăm, dar să sperăm că până la sfârșitul anului putem să prezentăm foarte multe informații pe care să-i bucure, oamenii se vor bucura, bineînțeles, că le vor auzi. Da, eu abia aștept. Mai vrei să le spui ceva pe final oamenilor care ne ascultă? Telespectatorilor, eu le transmit să aibă încredere în ceea ce fac ei, să nu ne asculte, poate n-au nevoie de dispozitive, dar să ne arate cineva, practic, cineva care are cunoaștere, că vrem și noi să învățăm. Uh-huh. Cum acel ceva poate să aibă efecte în așa de multe domenii, pentru că aceasta este noua dimensiune pe care noi o să mergem, este o dimensiune care nu are limite, o dimensiune în care orice este posibil, pentru că totul este posibil, acesta este și motto-ul festivalului nostru, iar dacă noi am apărut cu aceste informații la televizor și se vor dezvolta aceste dispozitive, noi vedem că în România se vor schimba foarte multe
aspecte la nivel emoțional, pentru că noi nu știm ce fac oamenii cu aceste dispozitive, dar îi învățăm să le folosească într-un mod constructiv, benefic, prin intenții din inimă. Îți mulțumim, Constantin. Îți mulțumesc și ție, un drag, când ai rămas alături până la final. Sper că ai văzut informația și ți-a trezit în tine interesul de a folosi acest dispozitiv. Până data viitoare, eu te îmbrățișez cu inima și îți doresc tot binele din lume. Pe curând!